În ciuda scandalului uriaș cu cetățenii din Sri Lanka angajați la o brutărie în Harghita, la doi pași de capitală, trei srilanchezi muncesc liniștiți la singura fermă de vaci rămasă în jurul Bucureștiului, ferma din Pantelimon. Patronul știe de scandalul din Harghita, de la brutărie, dar spune că i-a angajat pentru că și străinii au avut grijă de fiul lui în perioada în care acesta a studiat departe de țară. De asemenea, atrage atenția că sunt mulți români plecați să trăiască printre străini pentru a asigura o viață mai bună familiilor lor. Bună ziua, yes, bună seara, noapte bună. My name is Price. Price Pereira. I am Christian, my father Christian, my mother Buddhist. I have two children, one son and one daughter. Monthly in all salaries send into family, they can manage that salary. Sunt foarte meticuloși, foarte liniștiți, foarte respectoși și noi îi tratăm ca atare pentru că și băiatul meu a stat în străinătate și a fost respectat făcând Institutul Politehnic din Lyon. I have a sister experience from Dubai, but that country is not so good. That people is very probably big boss. I'm like a father. That's why we like to stay here and we like to work. The Romanian people is a very nice, very beautiful, very kind. Sunt foarte atent cu ei, am respect așa. De la om la om, nu țin cont de nimic, toată lumea se poartă impecabil cu ei, chiar dacă fac o treabă de nota 7. Nu v-a fost teamă că s-ar putea să vă facă probleme? Așa cum s-a întâmplat, ați văzut ce s-a întâmplat la brutăria din Harghita? Doamne, la brutăria din Harghita am înțeles că străinii aceștia doi le-au oferit tehnică de produs pâine și celorlalți pe care i-au găsit aici. Exact. I-au învățat lucruri. Nu se face așa ceva. Indiferent ce se întâmplă, nu poți să faci acest lucru, pentru că dacă noi nu ne respectăm ca oameni, eu vă pun o întrebare, evacuează-i, dacă nu-ți plac, adu doi să lucreze, vezi? N-ai de unde să-i aduci.